Bună dimineața, s-a trezit Dulceața, dragi prieteni, vreau să vă rog, dacă cunoașteți pe cineva care restaurează, restabilește fotografii foarte vechi, care sunt rupte în jumătate, spre jumătate de față, care trebuie discos pe unul, depus pe altul, că am găsit o poză cu tăticul când avea doar 6 anișori și o poză, unica poză cu străbunica mea, Axenia, dacă nu greșesc. Dar ele sunt într-o stare din asta așa mai deplorabilă, dar vreau să le refac. Dacă cunoaște pe cineva, dar bun. Deci totul e bine și frumos, că asta este foarte frumoasă, dar venim Acaraua astăzi, o luăm și o mutăm la Negurieni, pentru că așa casă trebuie să fie la Negurieni. Astăzi, în sfârșit, a venit oala și e frumoasă. Și iată băieții, o urcă sus. Și iată așa. Hai! Să o ridicăm sus! Oi, blin! Și o să o ducă acolo pe acoperiș. Bisecișor, frumușel! Mai înaltă, blin! Și casa, practic, toată este dată cu soluția specială pentru piatră. E ca așa, răzbăblită cu apă soară, ca piatra să respingă pe urmă. Iată. Deci, cea mai bună doctoriță, doctor de animaluță, este doamna Marina, pe care o iubim și o stimăm și toate animalele, că aici despre iepurile lui mama. Cum da. Să-i vaccineze, cum să-i dăi de pădughi, nu știu și... Așa că, Marianicica, tot știu că te iubim. Eu aici te-am scris pe foaie, să faceți 5 zile în apa de băut și un unguent local. Dar aici știi ce avem? Aici da. Avem... Delicii pentru cățăluși. Sulicele de buhai. Și suntem la piața centrală, căutăm porumb pentru fiert. Sezonul porumbului, noi mâncăm toane de șocălăi. Eu mănânc încă normal. Păi vedeți cum mănâncă Nina șocălăi, Ileal. Eu vreau să filmez, dar sunt și fugi, le mănânc undeva în fundul grădinii. Ei au venit chiar și cu arată ceai în mână, a priori wine, pentru că ei știu că eu beau a priori wine. Apropo, doamna este din Orhei și domnul este din Chițcani, satul vecin cu mine. Trăiesc nu departe, le cățic mai încolo și acolo să mai facem un vlog. Și spus că nu, noi luăm aici, pentru că aici Emilian creț șuratul la Vinia și îl recomandă. Vă mulțumesc tare mult pentru încredere, pentru tot. Șampanski deschidem! Dă-te echipa asta. Sincer, eu tare mă bucur să aud asta. Iată familia de aici, a cumpărat apartament la Ecovzor, la etajul 4. Ei locuiesc un pic mai încolo și acolo se mai construiește ceva, un alt bloc, altă companie. Și spus că nu, dacă Emilian e aici, înseamnă că noi mergem cu Emilian. Vă mulțumesc tare mult pentru... Din suflet, omul spune, mulțumesc și eu sunt mândru de asta și tot timpul am încercat să fiu în primul și în primul rând corect cu mine și cu ceea ce fac și niciodată nu o să propun ceva ceea ce n-am să consum eu sau n-am să folosesc eu. Vă mulțumesc tare mult și Ecovzor, I love! Deci, dragi prieteni, acum am să fiu foarte sincer cu voi. După cum bine știm, fiecare companie de construcții practic au un influencer sau un vlogger ca să-i fie cartea de vizită și să-i reprezinte și să le facă reclamă. Toată lumea știe acest lucru, dar eu vreau să vorbesc și să mulțumesc în primul și în primul rând tuturor oamenilor care au încredere în numele Emilian Crețu și tot ceea ce fac eu. Iată familia care acum a cumpărat un apartament, el este din Chițcani, satul vecin cu Negureniu, și doamna din Orhei. Ei locuiesc unde parte aici, lângă acest bloc, și lângă ei altă companie face la fel blocuri de locuit și le-au propus să cumpere acolo. Că nu, noi categoric nu vrem acolo, noi vrem acolo unde este Emilian Crețu, că pentru noi Emilian Crețu este o garanție și vreau să vă mulțumesc din toată inima că aveți încredere în tot ceea ce fac eu și tot ceea ce propun eu sau ceea ce reclamez eu, așa că mulțumesc din suflet. Și da, recunosc că am emoții pentru că domnul spunea, că Emilian, noi am venit aici pentru că nu ești tu, nu ne interesează altceva, pentru că tu ești aici și aici cu siguranță o să fie totul foarte bine, pentru că vă dați seama, din start ei au venit în primele zile când deja se fac otlovan, dă un piculeț să mai așteptăm. Deja suntem la etajul 8 din 13, la Poșta Veche. Ecovzor construiește un bloc de tip premium cu 13 etaje locative, cu două nivele de parcare și cu foarte mult spațiu locativ. Aici vorbim, o să aibă un teren de joacă pentru copii la interior, în bloc chiar, și unul afară. Este în inima Poștei Vechi și vă mulțumesc tare mult și da, din toamnă o să scumpească apartamentele și cumva o să trebuiască să achitați o sumă mai mare. În cazul în care vreți să investiți,
într-un apartament. Eu de ce recomand Ecovzlot? Pentru că primul apartament, iată, se vede acolo. L-am cumpărat, acum am cumpărat pentru Lavinia la etajul 11, acum suntem la etajul 8. Și apropo, acest domn, nu știu, cum te cheamă? Andrei Ivanci. Andrei Ivanci, vrei să-mi iei pâinea. Mă uite, e foarte activ el, pe TikTok, pe acolo, ce faci tu? Și faci, ei băiță, ia că a venit aici la Ecovzor, ați fac și reducere, plăci și alea. Dacă asta-i cei mai bună reclamă, da, de unde ești originar? Vin în raionul Ilovien sau Scoala. Dar trăiesc la Sângera. Dar iepuri unde? Să arată. Eu la Florin. E, iepuri. De care iepuri ai? Burgundia. Fă reclamă la iepuri burgundia, vei. A, la iepuri. Băieți foarte mari, frumoși, roșii și mulți, mulți cumpărători trebuie. Bun, facem. Și îți dau comandă. Kvas, am spus, la etajul 11, când ajungi, mă știi, kvas, și pivă, și șampanzi, porcul vă-l aduc aici cu macaraua. Porcul macaraua, vse. Precis că îi mănânc pâinea asta. Ia uitați-vă câți mești sunt aici, care lucrează mitei din zori până în noapte, târziu. Asta este pădeaua la etajul 8. Vă rog tare mult, dacă este vreun meșter în Italia, în zona Verona, Sormea este în reparație și are nevoie de un meșter la terasă să-i pui parchet și nu găsești pe nimeni. Vă rog frumos, dacă cineva din familia voastră se ocupă în domeniu și este în Italia, vă rugăm tare mult să-i scriți la Sormea, eu dau tag aici ca să-i scriți că aveți pe cineva un meșter să lichească la terasă parchet pentru că n-au voie să pui acolo plit, că mai scurtirească de tip deschis, dar să o semi-închide. Știți, că ai trăit în Italia, știți foarte bine. Ceau, ragați, de la Sinistra, de la Verdura. Prietenii astăzi merg la Negureni și pentru că mama iubește la nebunie toate nucușoarele de la fistic, am venit să-i cumpăr ceva, dar vreau să vă anunț că începând de astăzi, până la sfârșitul lunii lui iulie, cu promocodul Emilian, în toate magazinele fistic, beneficiază de minus 15% la toate bunăziunile lor, dar un lucru foarte important, promocodul este valabil de cel puțin 300 de lei trebuie să procurați ca să fie valabil promocodul și să beneficiați de minus 15% reducere. Nucușoare, alunele, tătășele. Da, da. Alune de păduri moldovnești. Așa, e puternic, frumos, 200 de grame. Migdalele preferatele Lunina, din astea 200, din astea 200. Și ceva, dar tot e cald la berii, vreo 200, 300, 400, 500, 700, 20 de kg. Deci, fetelor, am o veste foarte bună pentru voi. Începând de astăzi, voi fi virgin din nou. Nu știu ce o să-mi facă doamna doctor, dar am înțeles că o să duc-mă de la bani, m-am dus la bani, mi-am făcut triemperi, să aștept momentul. La Juliet Armand și nu știu ce s-au dus acolo tare, tare bun. Am ușa să vă arăt. Deci, astăzi facem o procedură de tonifiere, de relaxare și ce cu sângele? Circulația sângele. Și circulația sângele. Doamna Viorica a zis să mă îmbrac în acest costum. Păpă, că sunt... Serios, am și virgin? Vedem după 2-3 proceduri, eu am să vă zic. Cât n-aș vrea eu, că nu există încă așa, așa performanță, ca să te faci virgin înapoi, dar de fapt o să... Pentru că eu fac sală și scăpăm de bortă și la țâță, oleac să le ridicăm, să le tonifiem, nu știu ce să le facem, că facem și dietă și trebuie să arătăm bine, totuși la vârsta de 70 de ani să fim bine. Și cum eu aș fiu așa de sexy ca băiatul ăsta? Și chișoarele așa, și pâncele, și țățele. Ladna, s-o. Viorica, spor la lucru. Of, Doamne, dar mai tăiem. Nu mă tăieți. Eu încep cel mai mic nivel. Aha. Deci pentru prima dată am făcut această procedură, vreau să vă zic că am dormit foarte bine, o oră de un fel de, că, nu știu, te apucă și te suji, mă, sub aparatul și ala, mai ales de la zona unde pe mine mă deranjează burta și fel și el este de aici. Și în câteva proceduri am spus că o să fie tonifiată, treticat, mai scurt, fiilor, am făcut, mi-a plăcut, dormiți bine, bă, suge bine acel aparat și rezultatul deja trebuie să fie pe măsură. Am ajuns acasă, am ajuns acasă și tot timpul când vin trebuie să recoresc fetele, că ele lucrează, ele singuri nu prie cu răcoritul, Naina și Maiana Lumalai și Jezi Malina. Da, 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 e că noi iarăși o să facem pofte în această seară, dar avem neamuri de onoare, Rodica, Anușca, ia că și Vasea, cum te cheamă? Dima. Maladiet, mama unde-i? Ia fără. Chiamă-mă să vadă lumea.